În fiecare an, pe 25 martie, este prăznuită Buna Vestire sau Blagoveștenia. Această sărbătoare aduce aminte de ziua în care Arhanghelul Gavril a vestit pe Fecioara Maria că îl va naște pe Isus. În toate bisericile din țară, credincioșii au asistat la Sfânta Liturghie și s-au rugat pentru sănătatea lor și a celor apropiați. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, cu harul Tău. Prea Sfânta Curată, prea binecuvântată, slăvită asupra noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea pe Fecioara Maria, în postul Paștelui, Buna Vestire este una dintre sărbătorile pentru care biserica acordă dezlegare la pește. Tradiția spune că acela care gustă pește în această sărbătoare se va simți tot anul precum peștele în apă. De aceea, după slujba din biserică, credincioșii au dat de pomană pachete cu pește și fructe pentru sufletul celor decedați. Această sărbătoare mai este cunoscută în popor și sub denumirea de Ziua Cucului.